Bă, acum uite cum sunt. Oh, ce față. De căcat. Păi, sunt de căcat, sunt aprofundat. Aolo, îmi zice acum, ești aprofundat? Da, bă, sunt aprofundat. Înfundat în nu știu. Dar hai să vorbim amintiri din copilărie, când eram și eu mai tânăr și mai frumos. Aveam vreo 18-19 ani, nu știu, 18 ani. Băi, m-a agățat doi homosexuali. Băi, acum? A, băi, a agățat și o gagici, da. M-a agățat și doi homosexuali. În Grecia antică, și în Roma antică și până antichitate, bă, era mișto pentru tineri să-i agațe ăia purisanii și să-i fute în cur. Era o mândrie. Băi, acum, băi, ce pula mai dă istoria asta? E de adevărat grea. Deci, dacă erai adolescent și te agăsa un dar și te putea în cur, era original. Bă, dar eu am educația asta, dar nu e vorba de educație, ci de atracția mea, știi? Așa, hai să vă zic de primul homosexual. Mă agață la pe stradă. Bă, hai să ne întâlnim. Îmi ia numărul de telefon. Îi dau numărul de telefon la bea. Ce pula. Și ne și întâlnim. Ne-am întâlnit. De ce m-am întâlnit cu un homosexual? Ești poponar. Bă, nu sunt poponara. Ce pula mea, nu pot să vorbesc cu un poponar? Care e problema? Nu e om? Dar ăla în chiar era om, era adevărat. Și mi-a propus el, da, foarte frumos, ceva. El m-a întrebat, ai gagici? Ai prietenă? Eu zic, bă, am prietenă. Ăla cum? Păi, ești tânăr, ești frumos, un alta. Dar am prietenă. I-am zis, chiar am mai multe prietene. Chiar am mai multe. Chiar am cam curvat. Și acum aș fi curvat, dar nu se mai bagă gagicile pe mine, că acum sunt nebunul potos, nu prea celebru. S-ar băga, dar sunt cam urât, pula mea. Acum e mișto să fie tot, să fie mai mișto la gadget, să fie bărbatul urât. Și era bine, dacă nu vrei să te fuci în cur, nu mi-a zis așa, a vorbit frumos. Era dop. Chiar de adevărat era. Ăla era sănătos la cap. Am dat noroc cu el și ne-am despărțit. Gata. Pa. Dar am mai găsit un homosexual care era schizofrenic. Asta e nasul la homosexual, că au și niște schizofrenici. Ăia care sunt în naștere, pula mea, și sunt sănătoși la cap, sunt oameni normali. Te înțelegi cu ei, poți să fii prieten, poți să te să te distrezi cu ei, nu e nicio problemă. Nu, pula mea nu te agresează, nu. Dar poate se vige la tine și îți propune ceva, dar chestia e că nu te forțează. Mamă, mai era unul. Mamă, să-mi va pula. Aoleu. Mergeam și eu până în centru, că eu sunt mai debil așa, pula mea. Eram student, dar mergeam noaptea până centru. Nu eram debil atunci, nu ne pulisem la cap de tot, dar tot debil. Pula mea, dacă sunt geniu, îți dai seama, tot debil. La fel ca Ioana. Mergeam noaptea. Și merg eu noaptea, mă deplasam așa, perpedes.
Origina, des. Și vine unul la mine, bă, îi curgea balele, bă, și m-a pulat, îi curgea balele din gură, la băiat. Îmi zice, ești rocker! Ești, bă, nu știu cât de rocker sunt. Ești student! Ori ești student, nu știu. Era. Studenții dă muie la băieți. Eu. Bă, nu știam. Ăsta știe. Chiar îi curgea banii în gură. Își rocker, hai, să-ți suc pula. Eu zic, au, ăsta-i diliu, mamă, da, era copticios. Și ăsta semăna cu domnul Ubire. Cu domnul Ubire a lui Adriana. Bă, Adriana, nu știu unde pula mea e banana. Am pierdut mouse. Am pierdut mouse-ul aici eu. Dar în pora mea, pisper. Deci, fetele. Original. Deci, era să fiu poponar. Cum? Era să fiu poponar. Ăla care-i curgea balele de seama ce guriță avea. De-aia schizofrenică. Pofticioasă. Am mai văzut un schizofrenic care îi plăcea de o gagică, zicea că nu-i place, că e ciufurită. Dar îi curgea boală după ea. Deci ăștia mint, da, îi curgea, băi, chiar îi curgea boală. Deci vorba asta că îți curge boală nu e prostească. La unii le curge, bă, saliva rău. Vedeți? Ca să umecteze pinta. Ăla vrea să-mi umecteze pula. Lasă-mă pula mea așa umectată, cum e ea. Cu pișaci, cu căcat. Eu sunt de căcat. Nu te mai da la mine. Nu te mai da la uzine. Să te ține. Dă-te drept. Ăla cum dă-te? Nu, dă-te. Dă-te în Dumnezeu. Du-te și vorbește cu Dumnezeu.